Bună prieten de YouTube, încă o dată mii de mulțumiri pentru fidelitatea dumneavoastră și pentru că ne urmăriți cu atâta pasiune și interes tutorialele noastre. Sper ca și de această dată acest tutorial pe care mă pregătesc să-l fac pentru dumneavoastră să vă fie util și de folos pentru tot ceea ce veți face. La mulți ani înainte de toate, suntem în 2016, happy birthday și nu uitați, the best is possible. Vom continua lista noastră de tutoriale cu un program care vă garantez 100% că vă veți îndrăgosti de el, literalmente. Acest program, în umila mea părere, chiar că nu necesită nicio introducere pentru cunoscători. Este vorba de compania IK Multimedia și de programul Miroslav Filarmonic 2. Acest program Miroslav Filarmonic 2 este un instrument virtual care vă garantez că va da viață orchestrei dumneavoastră digitale de acasă, de pe calculator. Nu este suficient să aveți doar înregistrări bune de anumite instrumente clasice, de viori, de bas, etc. Pentru a avea o adevărată experiență simfonică, acest program Miroslav Filarmonic 2 vă pune la dispoziție instrumente articulate și interpretate și înregistrate de cei mai buni muzicieni. Acest program a fost condus de un producător și un regizor care știe de ani de zile ce înseamnă arta muzicală, și anume Miroslav Vitos, care, după cum bine se știe, a fost pionierul conceptului de bibliotecă orchestrală completă pentru calculator. Această capodoperă de artă poate fi utilă pentru orice fel de compoziție simfonică, teatrală sau cinematografică. Miroslav Filarmonic 2 se simte, nu doar se aude, și o să vedeți imediat de ce susțin aceste lucruri și aceste adevăruri. Nu este un simplu workstation pe care tu îl instalezi în calculator și cânți la el, ci este cu totul diferit. Acest sentiment pe care îl are acest program nu se compară cu alte colecții orchestrale, și să nu credeți că eu zic acest lucru deoarece am un parteneriat cu IK Multimedia și că totul iasă minunat. Nu iasă deloc minunat, pentru că ei nu mă plătesc pe mine să fac aceste tutoriale. După umila mea părere, consider că este unul dintre cele mai bune programe care există pe piață și de aceea fac acest tutorial. Muzicienii familiarizați cu biblioteca inițială inovatoare a lui Miroslav Vitos știu la ce mă refer. Dacă nu ați folosit Miroslav Filarmonic niciodată, vreau să zic versiunea 1, permiteți-mi să vă spun în câteva cuvinte despre ce este vorba. Tensiune și mister, care poate să umple povestea ta de dragoste stabilită în Riviera franceză cu tragedie delicată. Poate fi extinderea fundalului și pasiunii în următoarea ta baladă R&B. Este ca și cum ai pune un pic de strălucire simfonică care poate transforma un imn gotic sau metal într-o experiență purificatoare plină de sentimente profunde. În câteva cuvinte, asta înseamnă Miroslav Filarmonic 2. Miroslav Filarmonic 2 este toate acestea și mai mult decât atât. Acest lucru este posibil din cauza sunetelor cu adevărat unice pe care le are. Spre deosebire de alte biblioteci, bancurile de sunete ale acestui software Miroslav te face ca un manager sau ca un dirijor în limbajul nostru, un maestru în fața unei orchestre simfonice completă, plină parcă nu cu instrumente virtuale, ci cu ființe vii, cu oameni. Așa că atunci când reproduci un sunet din acest soft, nu auzi doar o notă muzicală simplă, auzi toată pasiunea, toată durerea, toată bucuria, toată suferința și emoția muzicianului care a înregistrat acea notă. Așa cum am spus anteriormente, acest minunat soft, Miroslav Filarmonic, acest workstation, a fost conceput în colaborare cu legendarul basist de jazz Miroslav Vitos. Permite-mi să-ți spun ce a spus Vitos la un moment dat despre acest soft. Acest workstation, acest soft, redă muzică ca prin minune, deoarece a fost realizat pentru a reda muzica, nu pentru bani sau pentru faimă. Să aruncăm o privire peste această bibliotecă minunată și să trecem în revistă ceea ce cuprinde.
peste 55 de giga de sunete de instrumente înregistrate de înaltă performanță. 55 de giga de sunete este o bibliotecă mai mult decât îți poți imagina. Pentru cunoscătorii care își aduc aminte de Miroslav Filarmonic, prima versiune, bineînțeles, care a fost concepută acum câțiva anișori și care rula numai pe 32 de biți, vreau să subliniez faptul că Miroslav Filarmonic 2 include întreaga bibliotecă de sunete optimizată pe 64 de biți de la prima versiune Miroslav Filarmonic 1. Include peste 2700 de instrumente înregistrate stereo și care acoperă, să zic așa, orice nevoie orchestrală ai avea pentru producția ta. Conține multe, multe articulații și îmbinări de articulații ale instrumentelor. Folosește un reverb unic cu o interfață 3D, conține 34 de efecte de studio din Sample Tank 3, deoarece se poate integra perfect cu acesta. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră și vedeți tutorialul de la Sample Tank 3. Mai conține 4 procesoare de masterizat de o calitate rară ce se găsește numai în T-Rex. La fel puteți accesa pagina noastră și să vedeți tutorialul despre T-Rex. Are o interfață mix, care conține un mixer de 16 canale și 4 efecte pe fiecare canal. 4 stereo effect returns pe fiecare canal și 5 insert effects fiecare. Și un canal master cu 5 efecte insert effect fiecare parte. Interfața edit cuprinde o serie de posibilități în care puteți edita toate sunetele care au fost înregistrate și să le schimbați de la început până la sfârșit, așa cum vă doriți dumneavoastră, cu filtre, cu efecte, cu tot ce vă puteți imagina. Deci, prieteni pasionați de muzică, acest Miroslav Filarmonic 2 conține 858 de strings, 349 brass, 393 woodwinds, 119 coruri care se pot folosi pentru tot ceea ce îți poți imagina, 774 de percuții, să zic așa, 96 de instrumente cromatice, 8 pianuri clasice legendare și 48 de alte instrumente orchestrale clasice. Fără dar și poate, în umila mea părere, este the best is possible și nu-mi rămâne decât să vă invit să vedeți de ce este în stare. Audiție plăcută! Am ales pentru dumneavoastră un fragment MIDI pe care l-am creat și am folosit pentru a-l înregistra în programul Logic Pro X 3 plugin-uri. Primul este o vioară din biblioteca Logic Pro X, care nu sună deloc rău. Al doilea plugin l-am folosit din Miroslav Filarmonic 1. Am folosit workstation-ul Miroslav Filarmonic 2, dar aici, după cum vedeți, jos de tot, este Miroslav Filarmonic 1. La opțiunea Strings puteți să alegeți vioara numărul 1. Are nevoie de o memorie foarte mică, 8,09 megabits, dar sună mult mai diferit ca și pluginul de la Logic. Să-l ascultăm împreună. Foarte, foarte, foarte frumos. Și al treilea fragment sunt aceleași note, diferă doar pluginul. Am folosit Miroslav Filarmonic 2 la opțiunea Strings, Solo, Violin, Multi, Violin. Dar după cum vedeți, are nevoie de o memorie puțin mai generoasă, 537,22 de mega și vorbim doar de un singur violin. Dar sunetul este incredibil de frumos. Să-l ascultăm și pe acesta împreună. Mm-hmm.
un lucru extrem de important pentru utilizatorii acestei minunate aplicații Miros la Philharmonic 2 este faptul că poate rula ca și stand-alone, adică indiferent dacă aveți vreun program de ediție de software, de audio software sau nu aveți, puteți să înregistrați și puteți să folosiți programul prin această interfață extraordinară pe care IK Multimedia o pune la dispoziția dumneavoastră. Dacă aveți un program ca și Cubase, Logic Pro, Pro Tools sau așa mai departe, puteți să o folosiți ca și slave, adică să creați un track în care să introduceți de la meniul IK Multimedia Miroslav Philharmonic 2 Stereo. Și în momentul în care deschideți acest plugin în interiorul aplicației dumneavoastră de audio, se poate folosi cu brio și în acest mod. Miroslav Philharmonic 2 se poate folosi și prin interfața sau prin programul Workstation Sample Tank 3. Cei care au vizionat tutorialul despre Sample Tank 3 cunoaște puterea acestui minunat Workstation. Aici avem incluse sunetele de la Sample Tank 3, de la American Acoustic și așa mai departe, dar despre aceste lucruri am vorbit în tutorialul anterior despre Sample Tank 3. După cum vedeți, avem aici o opțiune în care spune Miroslav Philharmonic 2 și exact toate sunetele ce le avem în Miroslav Philharmonic în Standalone Edition le avem și aici în Sample Tank 3. Pas cu pas, după ce vă veți familiariza cu această generoasă bibliotecă de la Miroslav Philharmonic 2, veți crea propria dumneavoastră orchestră sau grupul de instrumente care considerați că vă este necesar sau de care aveți nevoie în producțiile sau viitoarele dumneavoastră compoziții muzicale. Pentru acest exemplu am ales doar 3 ca să vă puteți da seama ce puteți face cu celelalte 2700. Am ales 14 viori cu sustain, 14 viori cu tremol și doar 4 French horns care împreună sună cam așa. Doar o mică parte dintr-o orchestră putem să adăugăm la aceste 3 instrumente selectate de noi și ar suna mult mai diferit deja. Să ascultăm împreună. Din cele 2700 de sunete pe care Miroslav Philharmonic 2 le are la dispoziția dumneavoastră în acest workstation extraordinar cu peste 55 de giga, am selectat cu grijă 16 instrumente, să zic așa, singurele, adică fiecare instrument în parte. Am ales vioară sau contrabas sau trompetă sau un clarinet. Toate le-am ales să fie singure ca să auziți prospețimea și puritatea cu care sună aceste instrumente extraordinare. Un lucru care trebuie menționat, în partea din stânga a panelului aici sunt numerotate track-urile, track 1, 2, 3, 4 până la 16 și lângă el, în partea din dreapta, sunt canalele MIDI. Dacă vreți să vă sune 16 canale în același timp, de exemplu, dacă eu fac un sol major pe pian, îmi sună 16 instrumente în același timp. Dacă vreau să-mi sune, de exemplu, numai vioara, pot să apăs solo și S-ul și îmi sună numai vioara. Sau numai flauta. Sau amândouă. Bineînțeles, pot să dau flauta mai tare, vioara mai încet și vioara să o pun puțin în boxa din dreapta
iar flauta cea din stânga. Dar haideți să le auzim pe fiecare în parte. Dacă acest program Miroslav Filarmonic 2 v-a convins, cum m-a convins și pe mine, că își merită toată atenția, vă invit să accesați pe browserul dumneavoastră IK Multimedia, să intrați pe pagina producătorului, să căutați Miroslav Filarmonic 2, să citiți tot ceea ce v-am spus și eu până acum, să vedeți de ce este în stare. Aveți secțiuni precum Info, Software. Vă prezintă toate sunetele care această bibliotecă le include și, bineînțeles, cu mostre fiecare în parte. Veți găsi informații și despre legendarul basist Vitos, despre care v-am vorbit, și chiar și un interviu cu acest basist. În fine, fără dar și poate, este the best is possible. Vă garantez 100% acest lucru, așa că puteți accesa de pe acest panel la prețul de 619 euro să-l cumpărați și să-l folosiți așa cum doriți dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă doresc mult, mult, mult succes în viitoarele producții muzicale pe care le veți face, sper, cu acest minunat workstation Miroslav Filarmonic 2.